Salutare, prieteni! Pe fir este rezumatul cinematic și astăzi vă voi povesti un film horror thriller din 2023 numit Exorcistul Papei. Înainte de a începe, am o rugăminte să dați like și să comentați videoclipul, deoarece ne va ajuta să creștem canalul. Când ne batem joc de diavol și ne spunem că nu există, atunci el este cel mai fericit. Filmul începe pe 4 iunie 1987 în orașul Tropea din Italia. Părintele Gabriel Amorf, exorcistul șef al Vaticanului, este chemat la o casă, unde îi se spune că acțiunile băiatului arată clar că este posedat de diavol. Ni se arată apoi băiatul posedat care îi spune părintelui că el este diavolul și că nu se teme de Dumnezeul ipocrit. Părintele spune că dacă este diavol, atunci ar trebui să-și spună numele și de ce a ales pe acest băiat în loc de o persoană puternică. Diavolul spune că poate poseda pe oricine și numai atunci este adus acolo un porc. Părintele îi spune diavolului că nu-l crede și că nu poate poseda nici măcar acest porc. Îl provoacă mult și imediat ce diavolul posedă porcul este împușcat, iar tatăl îi cere băiatului să se liniștească pentru că diavolul a plecat. După aceasta o vedem pe Julia, care se mută din America în Spania împreună cu fica ei Amy și fiul ei Henry. Ajung la noua lor casă, care este în curs de renovare, unde îl întâlnesc pe Carlos, iar acesta îi face cunoștință cu părintele Thomas. Aici aflăm că această biserică a fost proprietatea strămoșească a familiei soțului Juliei timp de mai multe generații, pe care o moștenit-o, iar soțul ei a murit în urmă cu aproximativ un an. Între timp, Henry se duce la subsol în timp ce inspectează casa, unde vede o gaură în perete, iar prin ea vede ceva care are simbolul Vaticanului. Mai târziu, Julia se duce în camera lui Amy și spune că nu au absolut niciun ban, așa că după reparații vor vinde această biserică și se vor întoarce în America și o roagă să aibă grijă de fratele ei până atunci. Acum, pe 2 iulie 1987, părintele Gabriel este chemat la Roma pentru interogatoriu. Aici, cardinalul Sullivan îl întreabă despre exorcizarea pe care a făcut-o în Tropea, deoarece a făcut-o fără permisiunea episcopului. Părintele Gabriel spune că băiatul era bolnav mental și că doar s-a jucat cu mintea lui. Episcopul Lumumba îl susține spunând că părintele Gabriel trimite 98% din cazuri la medici și psihiatri. Părintele Gabriel spune că este un om practic și îi întreabă despre ce este vorba, la care Sullivan spune că Congregația pentru Doctrina Credinței a recomandat acestui grup de experți ca poziția de exorcist șef să fie abolită în mod oficial. Gabriel îl întreabă dacă vrea să spună că diavolul nu există, la care Sullivan spune că biserica este supusă unei presiuni constante pentru a le arăta oamenilor calea speranței și că trebuie să lase în urmă astfel de credințe învechite. Părintele îi întreabă dacă nu este vorba despre fata moartă, Rozaria, despre care a scris în revistă. Sullivan îl avertizează să vorbească cu respect cu seniorii săi, la care Gabriel spune că el este exorcistul șef al Vaticanului și că poziția sa i-a fost dată de episcopul său, așa că dacă au vreo problemă cu el, atunci ar trebui să vorbească cu papa. Mai târziu, în acea seară, în subsolul casei Julie, un muncitor aude niște zgomote din gaura din perete și în timp ce aprinde lanterna pentru a trage cu ochiul înăuntru, are loc o explozie în care se arde grav. Carlos îi spune Julie că această muncă este foarte periculoasă, așa că nu vor mai lucra aici. Între timp, Henry începe să aibă crize, iar când Julie ajunge acolo, el se ridică brusc și spune că vor muri cu toții. Apoi începe să se scarpine pe față. Este dus imediat la spital pentru un control, unde Julia află că toate rezultatele analizelor sale sunt normale. O întreabă dacă copilul ei a avut vreodată vreo traumă profundă, la care ea le spune că tatălui a murit în urmă cu un an și că de atunci nu a mai vorbit. Doctorul îi spune că Henry suferă de psihoză și sfătuiește să meargă la un psihiatru bun. Mai târziu, în acea noapte, luminile casei se sting și Henry se trezește brusc. Julia se duce la el gândindu-se că s-ar putea să se sperie, iar pe de altă parte, Amy se duce la subsol pentru a prinde luminile. Henry apucă sânul Juliei, ceea ce o șochează, iar Henry spune că este foame. Apoi o împinge înapoi și le arată ura gravată pe burta lui, iar apoi le spune să cheme preotul. Îl cheamă pe părintele Thomas pentru ajutor, dar când acesta intră în cameră, Henry îl dă afară și spune că au trimis alt preot. Pe de altă parte, Gabriel se întâlnește cu papa, care spune că și-au făcut bine treaba până în prezent, dar cardinalul Sullivan și generația de astăzi nu crede în Satană. Acesta îi
Povestește apoi despre cazul lui Henry pe care trebuie să-l rezolve și se teme că există un diavol periculos pe care numai el îl poate descoperi. Îi cere să meargă imediat în Spania pentru a-l ajuta pe copil. Părintele Gabriel ajunge apoi în Spania, unde îl întâlnește pe părintele Thomas. Thomas se bucură foarte mult să-l întâlnească și spune că i-a citit toate articolele. Apoi îl duce la casa Julie, unde îl întreabă ce i-au spus medicii despre Henry și dacă vrea îi poate da părerea lui după ce îl vede, iar apoi ea poate face ce crede că este bine. Părintele Gabriel se duce apoi în camera lui Henry și încearcă să comunice cu el, dar Henry nu răspunde. Acum când părintele începe rugăciunile stând lângă el, Henry deschide ochii și spune că rugăciunile lui nu are niciun rost aici. Părintele se apropie de el și arată medalia benedictină, datorită căreia ochii demonului se descoperă în scurt timp. Părintele îl întreabă cine este și de ce a ales doar pe acest băiat, la care el spune că este cea mai mare frică a sa și că se bucură să distrugă inocența acestui băiat, dar se va distra mai mult distrugând un preot. El spune că a venit aici pentru el și că știe totul despre el. Părintele Gabriel îl roagă să-i spună cum îl cheamă dacă nu se teme de el, la care el spune că nu este prost, cine va intra într-un porc. După aceasta, luându-i numele, îl întreabă dacă trebuie să povestească visul său îngrozitor. Acum se arată aici un flashback în care toți camarazii lui Gabriel au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial, iar el, în loc să lupte cu inamicul, s-a culcat printre soldații morți ca un laș. Henry vomită apoi o pasăre pe gură, iar văzând acest lucru, Gabriel se sperie. Demonul îi spune că fii sigur că păcatul lui îl va descoperi și că se vor întâlni din nou în curând. Gabriel îi spune lui Thomas că acest diavol știe lucrurile pe care nu ar trebui să le știe. Vrea să știe de ce a ales acel copil și pentru asta trebuie să vorbească cu mama lui. El îi spune apoi Julie că fiul său a fost posedat de un demon foarte periculos și că luarea lui poate fi fatală. O întreabă dacă a avut loc vreun accident cu Henry, la care ei spune că l-a văzut pe tatăl său murind și că a fost profund șocat de acest lucru. Preotul îi promite că nu va pleca de lângă ei, iar poarta pe care ea a descris-o poate fi o poartă de intrare pentru diavol. Suferința poate face un suflet să fie disperat după o conexiune, ceea ce poate face nevinovații mai vulnerabili. Între timp, Amy aude niște zgomote de afară și iese afară să verifice crezând că ar putea fi Henry. Ajunge în camera lui Henry unde acesta se trezește brusc, ceea ce o sperie pe Amy și fuge în camera ei. În acel moment, sună telefonul din camera ei și când răspunde la telefon de cealaltă parte se află tatăl ei, care îi spune că vor muri cu toții. Ea aleargă la mama ei și spune că tata a sunat și i-a spus că vor muri cu toții. Mai târziu, Gabriel îi spune lui Thomas că acest demon este foarte puternic, așa că copilul nu va supraviețui mult timp. Pentru a exorciza demonul, ei trebuie să-i găsească numele, iar aceasta este singura modalitate prin care pot salva copilul. Părintele Gabriel îl pregătește pe Thomas pentru exorcizare, explicându-i că tot ce trebuie să facă este să se roage și să nu vorbească cu demonul. Apoi merg în camera lui Henry, unde demonul încearcă să-i distragă atenția lui Gabriel, amintindu-i de incidentul din război. Cu toate acestea, Gabriel îl ignoră și după ce îi cere lui Thomas să înceapă rugăciunea, începe exorcizarea. Acum, pentru că Thomas nu mai văzuse toate astea înainte, era puțin speriat, iar apoi luminile din cameră se sting. Gabriel scoate o brichetă din buzunar și o aprinde, iar deodată Rosalia apare în fața lui și spune că păcatele îl vor căuta. Părintele spune că păcatele lui au fost iertate, la care ea spune că el însuși nu se poate ierta pe sine și nici măcar ea pe care a lăsat-o să moară. Ea îl întreabă de ce nu a crezut-o și acum ea este în iad. Ea cade apoi pe pat, iar Gabriel vede că acum totul este ca înainte. Henry se ridică și îl întreabă dacă i-a plăcut. După aceasta, el dezvăluie păcatul lui Thomas despre Adela și cât de mult îl respecta familia ei, dar el s-a culcat cu fiica lor. Acest lucru îl înfurie pe Thomas și încearcă să-l stranguleze pe Henry, dar Gabriel îi explică faptul că acesta este un truc al diavolului. Thomas părăsește apoi camera, iar înainte ca Gabriel să plece, diavolul îi spune că a fost păcălit și că acum este prins în capcană, iar acum îl va distruge. Acum Thomas îi spune lui Gabriel că Adela a vrut ca el să părăsească preoția, dar el nu a avut nicio intenție să facă acest lucru, așa că a trebuit să o mintă. Gabriel îl întreabă dacă regretă ce a făcut, la care el spune că da, iar Gabriel se roagă la Dumnezeu să ierte păcatele. Gabriel îi povestește
povestește apoi despre Rosaria, fata pe care nu a putut să o salveze, iar acest diavol îl amăgește cu amintirile ei. Abia atunci își amintește că diavolul îi spusese că acum este prins în capcană și își dă seama că diavolul nu-l vrea pe Henry, ci intenția lui este alta. Îi spune că se duce în parc pentru că a văzut ceva acolo și spune să fie cu ochii pe Henry. Acum în parc găsește sigiliul Vaticanului și își amintește că papa îi spusese că biserica a mai avut probleme în acel loc. Între timp, crucea din camera Juliei se întoarce cu susul în jos și vedem că cineva este cu ea pe patul ei. Și de îndată ce se trezește, o atacă și începe să o tragă în interiorul patului. Thomas citește rugăciuni când Henry îl cheamă în ajutor, așa că intră în camera lui pentru a vedea ce face. Acum când se apropie de el, Henry se trezește brusc, îl mușcă de ureche și spune că nimeni nu va scăpa cu viață de aici. Aici o forță nevăzută o aruncă pe Amy departe de patul ei, de teamă se încuie în dulap, dar chiar și acolo este atacată și trasă de o parte. Părintele Gabriel găsește o fântână sub sigiliul Vaticanului, iar când aruncă o hârtie aprinsă înăuntru pentru a verifica ce se află înăuntru, are loc o explozie uriașă. Acum când se întoarce acasă, aude țipetele Julie și ale lui Amy din camera lor, iar el îi spune lui Thomas să verifice ce face Amy. Gabriel intră în camera Julie și o ajută să iasă, după care când vine să o ajute pe Amy, văd că o forță invizibilă o atacă. El îi cere acestea să o părăsească pe Amy în numele lui Dumnezeu și reușește să alunge demonul. Apoi îi duc la biserică, considerând că casa nu este sigură pentru ei. După care Gabriel îl duce pe Thomas să-i arate acea fântână și Thomas vede că în ea se află un sigiliu al curții spaniole. Gabriel spune că a fost cea mai rea perioadă din istoria bisericii și că toate acestea sunt victimele care nu și-au schimbat religia. Apoi se duc la subsol unde văd acel perete spart, iar în spatele lui găsesc ștampila Vaticanului. De asemenea, își dau seama că acolo există gaz sulfuros care poate fi fatal, iar când Gabriel începe să dărâme acel zid, diavolul se trezește. Gabriel și Thomas găsesc apoi o cameră secretă, iar el îi spune lui Thomas că acesta este tunelul păcatului. Văzând din el unui cadavru păstrat în mijloc, el spune că acesta este cardinalul protector care era ultima speranță a bisericii. De asemenea, îi spune că nu este închis în cușcă, ci este pentru protecția lui și că se face atunci când exorcizarea eșuează, pentru ca el să fie în siguranță față de diavolul care fug și să îngroape acest secret pentru totdeauna. Între timp, la Roma, în timpul investigației sale, papa găsește o scrisoare de la cardinalul protector care îi informează despre cele mai mari temeri ale lor. Un rău puternic a pus stăpânire pe abația San Sebastian, iar el trebuie îngropat pentru totdeauna. Toate încercările de exorcizare au eșuat. Satan a pus stăpânire pe loc și nu au mai văzut niciodată un demon atât de puternic. Iar în timp ce citește acest lucru, papa face un atac de cord. Este dus la spital unde papa îl roagă pe episcopul Lumumba să-l informeze pe Gabriel. Iar când Sullivan îl întreabă în cine cazuri i-a băgat Gabriel de data asta, papa vomită sângele pe el. Părintele Gabriel scoate o cheie din stomacul cardinalului protector și cere lui Thomas să deschidă o ușă. Intră în tunel unde conținutul de sulf este ridicat, iar Gabriel spune că sunt foarte aproape de iad. Apoi găsesc acolo cadavrul părintelui Ojedo, iar acesta îi spune lui Thomas că a fost unul dintre cei mai mari exorciști din acea vreme. În 1475, diavolul îl posedase și pe părinte, iar tot ce s-a întâmplat după aceea a fost făcut tot de diavol, iar Vaticanul trebuie să știe despre asta. Aici ei înțeleg de ce diavolul a spus că păcatul va căuta și că lucrarea de renovare trebuie să-l fie eliberat pe diavol. După aceea, acel diavol a fost întemnițat în lumea interlopă, iar cei 200 de îngeri ai săi erau și ei cu el. Cu toții au fost îngropați în iad, iar această biserică este unul dintre cele locuri nenorocite. Aici, în biserică, Julia se trezește și constată că Amy nu este acolo, așa că se întoarce la ea acasă pentru a o verifica. Acolo o găsește pe Amy stând în camera lui Henry împreună cu acesta și amândouă împreună spun că Henry este bine. Julia o roagă pe Amy să coboare cu ea la parter, dar Henry refuză furios. Julia încearcă să o ia pe Amy, dar diavolul o aruncă și începe să o stranguleze. Apoi ia și corpul lui Amy sub controlul său și îi răsucește capul. Între timp când Gabriel află că numele diavolului este Asmodeus, demonul țipă cu putere, iar starea de sănătate a papei se deteriorează. Aici Amy și Julia au fost și ele eliberate, iar Amy injectează imediat lui Henry sedative pe care Julia le adusese cu ea, făcându-l să leșine. Gabriel spune că diavolul a făcut lucrurile prin Ojeda și că vrea să facă același lucru din nou, posedându-l pe el. Cu toate acestea, acum îi știu numele, așa că îl pot învinge și pot salva copilul. Apoi mărturisește că în timpul războiului a devenit un rebel, iar mulți din prietenii săi au devenit victime ale gloanțelor germane, dar el a supraviețuit. Și atunci s-a gândit că acum își va petrece viața
viața în slujba lui Dumnezeu, dar când a mers la exorcitarea Rozariei, nu a crezut-o. Rozaria i-a spus că diavolul i-o trage noaptea, iar când el a întrebat-o cum arată acest diavol, i-a spus că seamănă cu el. Apoi a mâncat o pasăre vie în fața lui. După moartea ei, el a auzit zvonurile de abuz sexual care au fost acoperite de orașul Vatican. Avea nevoie de ea, dar nu a ajutat-o, iar povara ei este sufletul ei și diavolul știe de asta. Se întorc apoi în casă pentru exorcizare, iar Gabriel le spune să nu uite că satana se va folosi de păcatul lor împotriva lor, așa că nu trebuie să creadă tot ce văd și aud. Se duc apoi în camera lui Henry, pe care diavolul l-a posedat complet, iar acesta îi întreabă dacă tot și-au mărturisit păcatele. Gabriel și Thomas încep exorcizarea, dar diavolul spune că nu are rost să se spovedească la Dumnezeul lui, pentru că ar trebui să spovedească la Rozaria. Gabriel o vede pe Rozaria târnând cu capul în jos pe tavanul de deasupra patului lui Henry și încearcă să se convingă că nu aceasta este realitatea. Satana încearcă apoi să-l distragă pe Thomas, arătându-i-o pe Adela, dar Gabriel îi cere să se roage. Gabriel ia acum numele diavolului și cere să o lase pe copilă, iar apoi Thomas îi se alătură și el. Împreună încep să recite rugăciuni, ceea ce îl slăbește pe diavol și acesta leșină după ce țipă puternic. Totul se calmează apoi, iar Henry o cheamă pe mama sa în ajutor, la care Gabriel îi cere să continue să vorbească cu Henry, deoarece are nevoie de dragostea mamei sale. Dar apoi Henry închide ochii, iar Gabriel vede că Dumnezeu nu este aici, fiind zgâriat pe abdomen. Abia atunci află că diavolul a posedat-o acum pe Amy, văzând că toți se îngrozesc, iar Amy se urcă pe peretele din fața lor. Apoi sare în jos în fața Julie, iar Henry spune la Gabriel să-și îndeplinească dorința. Dar când acesta spune nu, Amy începe să o atace pe Julia. Iar când Thomas încearcă să se ducă să o salveze, diavolul spânzură cu propria lui stofă. Gabriel îi spune diavolului care are dușmănie cu el, așa că ar trebui să lase pe acei copii să plece. La care diavolul spune că toate acestea se întâmplă din cauza lui și că ar trebui să se decidă în curând. Gabriel acceptă să fie sclavul lui, după care diavolul începe să-l posede și îi eliberează pe toți ceilalți. Thomas îl întreabă de ce a făcut asta, dar Gabriel îi ordonă să îi ia imediat de acolo. Thomas îi lasă pe Julia și pe copiii ei afară și le spune să plece, spunând că Henry este bine acum. Aici îl vedem pe Gabriel luptându-se cu demonul și spunând că nu-i poate comanda. Apoi se spânzură, dar demonul nu-l lasă să se sinucidă și îl salvează. Gabriel se duce apoi la catacombă ca să poată arde demonul împreună cu el. Dar înainte de a face acest lucru apare acolo Maica Maria și Gabriel se înclină în fața ei. Totuși se dovedește din nou a fi un truc al demonului și îl atacă sub forma lui Rozaria. Acum, după un timp, când Thomas vine în catacombe în căutarea lui Gabriel, îl găsește pe acesta stând pe tron. Diavolul îi spune că prietenul său nu mai este, așa că acum ar trebui să fugă și el de aici. Thomas îi cere lui Gabriel să se lupte cu diavolul, dar acest lucru îl înfurie pe diavol și spune că Gabriel nu este aici. Thomas nu se dă bătut și amintește tatălui cine este, ceea ce face ca stăpânirea diavolului asupra lui Gabriel să slăbească. Diavolul îl levitează apoi în aer, iar Thomas începe să citească rugăciuni. Și de îndată ce observă că demonul slăbește, îi ordonă să părăsească trupul lui Gabriel. Diavolul țipă apoi cu putere înainte de a părăsi trupul lui Gabriel, dar apoi vine acolo sub forma lui Rozaria și l-aruncă pe Thomas. Apoi o aduce acolo pe Adel, care începe să-l atace pe Thomas, dar Thomas îi pune acel medalion sacru pe cap, ceea ce o distruge. Apoi îi dă crucifixul lui Gabriel, care îl folosește pentru a exorciza diavolul și a o arunca pe ea. Apoi încep ritualul final și amândoi împreună încep să recite rugăciuni, datorită cărora diavolul este întemnițat înapoi în iad. Acum câteva zile mai târziu, Gabriel îl duce pe Thomas la papa, unde acesta le laudă munca. De asemenea, îi spune că cardinalul Sullivan a plecat, iar episcopul Lumumba este noul cardinal. Lumumba le spune că Vaticanul a cumpărat acea biserică de la familia Vasquez și a sfințit-o complet. Familia s-a întors cu bine în America, iar copilul este bine acum. L-au învins pe Asmodeus, dar mai sunt încă mulți demoni și foarte curând vor găsi toate cele 190 de locuri din lume. Îl întreabă pe Gabriel dacă va duce la bun sfârșit această sarcină, la care îl întreabă pe Thomas dacă ar vrea să facă asta cu el, iar acesta este de acord. Dacă crezi sau nu un demon, scrie despre asta în comentarii. Vă rog să dați like și să vă abonați la canalul meu și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a nu pierde niciodată noi rezumate de filme. Vă mulțumim pentru vizionare, iar eu merg spre următorul film.